dragii mei, bine ați venit la noua serie de vlogmas de anul acesta. Și în primul rând vreau să vă zic la mulți ani, la mulți ani tuturor românilor, de peste tot, de oriunde ați fi voi. Și în al doilea rând dăm startul maratonului, mini-maratonului de vlogmas de anul acesta. Îi zic mini-maraton pentru că o să fie așa cam la jumate, fiindcă n-o să-l fac zilnic, așa cum am anunțat deja. Efectiv, programul meu și tot ce fac eu în momentul de față nici nu mă ajută, nici nu-mi permite să fac daily vloguri zilnice. Prin urmare, am zis să fac un fel de 12 days of Christmas sau un vlogmas pe jumătate, așa că avem 12 zile și de asemenea mi se pare că se lipește foarte bine pe tot ce am făcut anul ăsta în lunile în care postam o dată la 2 zile. Deci practic păstrăm formatul ăla de postat o dată la 2 zile, asta așa ca să ne menținem cumva pe un program pe care îl știm. Și cum v-am anunțat, nu toate clipurile vor fi daily vloguri. Vom avea și daily vloguri, că știu că le vreți și vă plac, dar nu toate vor fi daily vloguri. Vom avea și alte clipuri, cum este cazul celui de astăzi, și anume un tag. M-am gândit eu că n-am mai făcut de foarte, foarte mult timp un tag și mie îmi plăceau chiar foarte mult tagurile. Eu m-am apucat de YouTube în vremea în care tagurile erau all over age, erau clipul pe care trebuia să-l faci neapărat dacă vrei să fii un om important pe YouTube, și toată lumea făcea taguri. Dar acum nu mai face nimeni și îmi pare rău pentru că sunt simpatice și m-am gândit să fac eu cu mânuțele mele cumva să inventez un tag al meu. Am pus ghilimele pentru că nu l-am inventat eu propriu zis, ci am luat întrebări din mai multe taguri tematice de Crăciun, cumva și le-am făcut acolo o salată, un meș ceva, și le-am adunat. Tagul l-am numit 24 de zile până la Crăciun, pentru că din momentul ăsta mai sunt 24 de zile până la Crăciun. Prin urmare, am zis să aibă și tagul 24 de întrebări și v-am zis, am adunat întrebări de peste tot. Dacă vreți să faceți și voi tagul, eu o să tăguiesc câteva persoane în descriere, dar dacă vreți să faceți și voi tagul, puteți să-l faceți cu mare drag. De asemenea, dacă nu faceți vloguri și vreți să răspundeți la întrebări, mi-ar face mare plăcere, puteți să răspundeți la întrebări în comentarii. La toate, la câte vreți voi, fără nicio problemă, mie mi-ar plăcea să răspundeți la toate dacă se poate, pentru că sunt haioase și sunt simpatice, sunt întrebări de Crăciun. Cele mai multe recunosc că le-am pus pentru că aș vrea eu de la voi și de la alții să aflu niște chestii. Dar sunt și întrebări la care poți să răspund liniștită. Așa că, outfit-ul obligatoriu pentru acest tag este ceva crăciunistic, cu temă de Crăciun. Și avem aici pe Moș Crăciun cu renul lui de bază. Ăsta este un pullover pe care l-ați mai văzut voi la mine de câțiva ani. Da, în colecția mea a mai intrat unul, dar am zis că pentru tagul ăsta să-l port pe ăsta, pentru că, în general, pe ăsta-l purtam în prima zi de vlogmas. Și da, here it is. De asemenea, aveți nevoie de un ceai sau cafea sau ciocolată caldă sau vin fiert, că a venit sezonul vinului fiert. Yes! Deci, să începem. Eu personal nu am tradiții de Crăciun, nici nu țin minte să fie avut, în afară de tradiția clasică românească de a face multă mâncare și de a face și de a avea multă mâncare și de a bui frigiderul. Nu cred că există o tradiție anume, cel puțin din aia veche, știți, transmisă din mod strămoș sau nu există la mine în familie și nu cred că a existat niciodată, nu ți minte, deci dacă există, mama, poate te uiți, îmi zici și mie, așa, nu știu să vă zic, dar, da, am încercat în ultimii ani eu să implementez anumite tradiții, dar după cum bine știți, Crăciunurile mele în ultimii ani au fost date peste cap, că și anul ăsta de altfel. Dar n-aș putea să zic că am o tradiție. Singura chestie constantă pe care o țin minte din copilărie era aveam brad. Era singura chestie pe care o percepeam legată de Crăciun, în rest nu percepeam nimic legat de Crăciun, așa. Știu că bunica mea făcea tot posibilul să am brad de Crăciun întotdeauna, fiecare an, nu știu, în rest n-am avut alte tradiții deosebite sau ceva de genul ăsta. Dar dacă voi aveți, chiar mi-ar plăcea foarte tare să știu ce tradiții aveți, dacă mergeți la colindat, ce faceți, chiar ar fi foarte fain să-mi spuneți.
Cu mine înseamnă o perioadă în care se bat foarte multe sentimente. Este o perioadă cu sentimente amestecate și în ciuda faptului că încerc să-l fac cât mai pozitiv, mă străduiesc din ras puteri în fiecare an să-l fac cât mai pozitiv, să-l fac cât mai vesel, să-l fac cât mai... nu știu, plăcut pentru mine, am senzația că niciodată nu reușesc și că tot timpul se întâmplă ceva. Când eram mică, repet, nu aveam noțiunea de Crăciun, adică nu știam ce se întâmplă la mine, nu venea Moș Crăciun, nu știam de așa ceva. Singurul personaj emblematic din copilăria mea a fost Moș Nicolae. Acum, ca adult, am încercat să fac Crăciunul să pară ceva, să fie o sărbătoare, să fie ceva wow. Dar nu prea mi-a ieșit din diverse motive. Ba, din contră, a reușit cineva să-mi strice Crăciunul fiecare an în ultimii 5, 6, 7, 8 ani. Sunt pe de-o parte Grinch și sunt pe de-o parte Cindy Lou, dacă vreți să știți. Adică, da, cam așa, cam asta e treaba cu Crăciunul la mine. Încă nu sunt decisă cam ce înseamnă Crăciunul până, pentru că mi-am format în timp, după ce am constatat eu cam ce ar trebui să fie Crăciunul, mi-am format un fel de imagine idilică despre ce înseamnă Crăciunul și nu reușesc niciodată să ajung la imaginea aia idilică și mă sâcă e foarte tare chestia asta. Care ar putea să fie decât Grinch? The Grinch și The Grinch Who Stole Christmas, ăla din cu Jim Carrey și The Grinch ăla din 2018, pe care nu l-am văzut la cinematograf și mă oftic de mor că nu l-am văzut la cinematograf, pentru că m-am ținut să merg să-l văd cât a rulat și n-am putut să merg, că nu mai zic de ce n-am putut să merg, mă oftic foarte tare, dar îmi place la nebunie filmul ăla. Am văzut foarte multe filme de Crăciun, cu Moș Crăciun și Klaus și Moș Crăciun și Santa Claus și, mă rog, multe, multe, multe chestii. Nu mi-a rămas niciunul din alea în memorie, inclusiv pe alea cu Woody Goldberg, parcă erau unul sau două, nu știu cât erau, cu Woody Goldberg, care devenea Moș Crăciun. Inclusiv pe ăla l-am văzut, dar nu mi-a rămas în minte ca fiind ceva memorabil. În schimb, astea cu Jim Carrey, Grinch-ul cu Jim Carrey și ăsta animat, îmi plac de nu se poate. Mai ales ăla cu Jim Carrey îmi place pentru că este atât de talentat omul ăla, este atât de... Doamne, deci atât de bine a intrat în rolul ăla, este senzațional pentru mine. Și el animat îmi place pentru că este dulcic, așa, este scumpit. Dacă ați trecut prin playlist-ul ăla de Crăciun pe care l-am făcut, pentru cine nu știe, am făcut un playlist, vi-l las în descriere, pe care îl puteți asculta ca muzică de fundal, dar de asemenea pentru vloggeri, mai ales pentru cei care nu prea știu de unde să-și ia muzică fără copyright, l-am pus acolo, am pus tot playlist-ul meu și aveți acolo foarte multe melodii. Dar dacă treceți prin playlist-ul ăla, veți vedea că un anumit colind, ăsta chiar e colind și nu e românesc, se repetă și se repetă foarte multe variante din astea mele, moderne. Are și o variantă clasică, tradițională, parcă am pus una sau două, nu, nu știu, și are și sunt și mai multe variante moderne. Este colindul care se repetă cel mai și cel mai și cel mai și cel mai mult. Cred că de 10 sau 12 ori. Este în playlist-ul ăla de 2 ore. Și este Carol of the Bells. Îmi place la nebunie. Nu știu de ce, n-aș putea să vă spun, dar ritmul și, nu știu, tonul și tot ce are colindul ăla îmi place la nebunie. Îmi place atât versiunea cu cor, cât și versiunea doar cu audio, doar muzică. Asta este topul meu. Asta este numărul 1, topul colindelor mele preferate. Îmi plac și colindele cântate de Frank Sinatra. Nu toate îmi plac, dar nu toate. Îmi plac și cele cântate de Michael Bublé, că sunt mai moderne, mai aduse puțin în contemporan. Îmi plac că... Nu știu, anul trecut știu că m-am săturat efectiv auzind ăla lui Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, pentru că a intrat în top 100, nu știu ce, a fost un record anul trecut cu ăla, așa, păi tot, era peste tot, deci de ăla m-am săturat, dar în general îmi place muzica de Crăciun, asta îmi place.
Mâncarea mea preferată de Crăciun, nici nu știu dacă am mâncare preferată de Crăciun, pentru că v-am zis, eu nu sunt mare adeptă a făcutului mult mâncare. Cred că mănânc sarmale ca toată lumea și în general nu mănânc sarmale decât, știți că în ultimii ani am mâncat sarmale când am făcut vecine. Sarmale nu prea mănânc în timpul anului. Ah, nu, mint, gata, mi-am adus aminte, gata, scratch that! Mi-am adus aminte care e mâncarea mea preferată de Crăciun și asta pentru că o mâncam numai de Crăciun și de Revelion și anume piftia! Acum am putut să uit, Doamne, mi s-a făcut poftă. Gata, săptămâna viitoare fac piftie. Gata, s-a zis, fac piftie. S-a votat. Da, îmi place piftia. Îmi place piftia aia tare cu gelatina aia super, super tare, așa. Și să fie așa, cam proporția 50-50 gelatină cu carne. Să fie cât mai puțină grăsime și proporția de gelatină cu carne 50-50. Da. Deci asta e mâncarea mea preferată de Crăciun. Știu că în zona asta, de exemplu, aici unde stau eu, oamenii nu fac piftie decât de Revelion și când spun că fac piftie de Crăciun, tot se uită, piftie de Crăciun? Cum să faci piftie de Crăciun? De parcă aș scrie undeva că e interzis. Nu, îmi place ce mult piftia și o fac și numai în perioada asta anului o fac. Pentru că unul este foarte rece și dacă n-are loc în frigideram unde s-o țin la rece, doi, nu știu, e multă muncă la piftie ca să o scoți ca lumea să iasă bună și trei, nu știu de ce nu o fac pur și simplu, nu o fac. Întrebarea asta am pus-o mai degrabă pentru acelea dintre voi care, nu știu, poate aveți o tradiție și mi-ar plăcea să împărtășiți cu noi referitoare la cadouri. Eu n-am o tradiție în privința asta, eu deschid cadourile când le primesc în general, că le primesc înainte, că le primesc după, adică nu stau să le strâng acolo sub brad și în ziua de Crăciun sau în ajun să le deschid, nu. N-am făcut niciodată chestia asta, nici nu știu dacă am avut vreodată cadou sub brad, habar n-am, nu cred că am avut vreodată. Am mai fost la fete în anii trecuți, la prietene, ne-am întâlnit cu prietenele mele în anii trecuți și deschideam cadourile atunci, am făcut Secret Santa și deschideam atunci cadourile, deci, da, nu am o tradiție în sensul ăsta, dar mi-ar plăcea să-mi spuneți voi dacă aveți, chiar aș fi foarte curioasă. Poate ar trebui să-mi fac și o tradiție din asta de deschis cadouri, voi ce zici? Nu știu dacă am obiecte pe care îmi place să le fac cadou sau să le primesc anumite chestii, dar mi-ar plăcea, v-am zis deja asta într-un clip trecut, că mie mi-ar plăcea foarte tare să am la un moment dat timpul necesar și organizarea necesară, astfel încât să stau să împachetez cadourile, că nu le-am mai împachetat, nu le mai împachetăm. Și e foarte trist, pentru că arată foarte bine cadourile împachetate și sunt foarte drăguțe. Și mi-ar plăcea să stau mai mult să împachetez cadourile. Asta este o chestie pe care mi-o propun, nu pentru anul ăsta, că anul ăsta în Crăciunul meu e varză, pentru la anul. Asta este un obiectiv pentru 2022, Christmas 2022. Nimic. Nu-mi doresc nimic. Ba da, îmi doresc câteva chestii, dar pe care nu pot să le zic aici și îmi doresc să, nu știu, să treacă mai repede perioada asta. Deci vă jur, anul ăsta dintre toți anii, simt că îmi bubuie capul cel mai tare în ceea ce privește sărbătorile și îmi doresc să treacă, deci mâine dacă m-aș trezi și mi-ai zice, e 2 ianuarie, yes! Aș zice, yes! Am rezolvat, am terminat, finally! Gata. Deci anul ăsta nu, v-am zis, anul ăsta sunt un grinj total în ceea ce privește sărbătorile și da, nu, n-am intrat în spiritul sărbătorilor de Crăciun. Poate mă pocni pe 23-24, sper, dar nu cred. Adică dacă nu m-a pocnit până acum, ca așa mi s-a întâmplat și în anii trecuți, dacă nu m-a trăznit până acum spiritul sărbătorilor, nu, și mă chinui de pentru noiembrie, să știți, mă chinui ca să mă pocnească și încă nu m-a pocnit, așa că dacă nu m-a pocnit până acum, slabe șanse, dar mai aștept până pe 23-24. Asta este o întrebare pusă pentru ceilalți, nu pentru mine, pentru că mi-am dat seama că pot trăi fără absolut orice pe lumea asta, dar da, nu știu,
cred că n-aș putea să trăiesc fără luminițe. Vedeți că am și aici, în afară de musca asta, care nu știu de unde a răsărit și asta, e plin de muște, habar n-am. În decembrie ia să muște. Așa, vedeți că pradul ăsta are niște LED-uri și mi-am împânzit toată casa cu LED-uri. Sunt pe baterii, dar să punem la loc. Haide, bă! Come on, work with me. Așa, vezi, uite că poți. Tu pleacă de aici, că nu ești invitată la spectacol. Deci, cred că fără asta n-aș putea trăi, pentru că mai ales acum când se... am nebunit cu ele acum în perioada Crăciunului, dar să știți că le folosesc tot anul, beculețele astea. Acum sunt cumva justificate, că chiar mi s-a spus chestia asta că ții lumini de Crăciun și în timpul anului. Nu sunt neapărat lumini de Crăciun, sunt niște LED-uri, dar acum puteți să vă faceți stocuri. Apropo, la Pepco se găsesc foarte super ieftine. Pusesem într-o seară la tablourile astea, trebuie să refac schema aia pentru că n-am mers. Am aici, am la oglindă, v-am arătat, am la televizor, am peste tot LED-uri din astea și acum că se întunecă de la 4, ceea ce este absolut un deliciu, cumva încălzesc atmosfera în casă și cumva fac, nu știu, perioada asta rece și urâtă să fie mai caldă și mai plăcută și cred că asta e articolul de Crăciun fără de care n-aș putea să trăiesc, fără luminițele astea. O să râdeți, dar am dulciuri preferate de Crăciun. Îmi plăcea foarte tare cozonacul până cu ceva timp, nu știu, un an, doi, și dintr-o dată m-a trezit așa o saturație de cozonac. Nu mai trebuie. Nu știu, n-am un dulce preferat, dar cred că cozonacul e standard, pentru că și pe ăsta nu mănânc decât de sărbători. Nu mă duc să cumpăr cozonac în altă perioadă anului și cu siguranță ciocolata standard, aia clasică cu lapte, aia îmi place tot timpul anului, dar în special acum este acceptată. Ce am în meniu? Păi nu știu, probabil am să fac chestiile standard pe care le fac, și anume o supă și niște sarmale. Atât. Nu, v-am zis că nu gătesc foarte mult și nu vreau să gătesc foarte mult pentru că nu mănânc mai mult decât mănânc într-o zi obișnuită. Cred că ce am să fac în schimb anul ăsta am să-mi pregătesc mai degrabă platouri din ele cu gustări, știți? Pentru că îmi place, eu sunt genul de om care îi place să ronțăie ca șoarecii. Mie pot să nu-mi dai să mănânc toată ziua, dar dacă îmi lași snacks-uri prin casă, în diferite puncte cardinale așa, trăiesc foarte bine, trec de ziua aia fără nicio problemă și cred că mai degrabă asta mi-ar plăcea să fac, nu știu, să-mi fac niște platouri cu gustări și să le pot ciuguli așa când sunt aici prin casă și fac diverse. Dar în rest nu fac multă mâncare, habar n-am, încă nu m-am gândit, mă gândesc că sarmale, acum trebuie să discut cu vecina mea, că știți, ea este furnizorul meu de sarmale din ultimii ani și vedem, dacă face ea și îmi dă, eu nu mai fac. Dacă nu face, că nu vrea, n-are chef și nu mai poate, nu e nicio problemă, fac eu. Atunci îi dau eu. Nu știu dacă ar mânca de ale mele, că eu pun ciuperci în ale mele și ea nu pune, îi se pare un sacrilegiu să pui ceva în plus la sarmale. Așa. Dar vedem. Mai stați cu mine prin vlog și vă arăt, să vă povestesc. Cu siguranță va exista plăcintă cu mere. Probabil sarmale și... nu știu, supă ceva... ciorbă de perișoare. Nu, cred că ciorbă. Nu. Ciorbă de perișoare sau mare. Ei, prea multă carne tocată. Nu, cred că supă de pui. Că aia pot să mănânc oricând și la orice oră. Poza mea. Asta nu știu dacă a fost făcută în perioada Crăciunului. Tind să cred că undeva în perioada Crăciunului sau în... nu știu, într-o iarnă, în orice caz, a fost făcută și e poza mea preferată pentru că e singura poză de familie pe care o am. Ar trebui să o rămâns, nu? Zic și eu. Ia. A scris mama ceva pe spate. O adresă. Nu știm apoi. Deci mama are un scris de zici că e făcut din bețe. Lumea zice că scrie frumos. Mie mi se pare greu de citit pentru că scrie așa, cu bețe. Nu știu dacă vedeți ceva. Cam așa. Se vede? Habar n-am dacă vedeți. Că lucește lumina. Așa. Și asta este o poză pe care v-am mai arătat-o, eu cred. În afară de mine și de mama, toată lumea este moartă din... poza asta. Da, știu, îmi pare rău. Să vă prezint personajele. Aici și aia este unchiul meu, fratele mamei mele, băiatul bunicii mele, care este iar aici, care bunica mea
este aia despre care vă vorbesc eu tot timpul, iar asta este tatăl meu vitreg, așa cum îl țin eu minte. Deci e exact așa cum îl știam eu, iar asta este mama. Nu știu, era tânăr, avea vreo 41, 40-41 de ani, nici nu știu. Și asta se moa. Și îmi place poza asta, o dată pentru că este singura poză de familie pe care o avem. În al doilea rând, pentru că am niște degețele acolo așa de micuțe și așa de drăgălași, deci niște cârnăciori de aia micuți și așa de drăgălași, doamne, deci absolut adorabil și niște folcuce, aoleu. Deci era un copil adorabil, trebuie să recunoaștem, da? Nu că mă laud, dar chiar era un copil adorabil. Da, asta este cam singura poză pe care o am, nu știu, de familie și cumva e și preferata mea. So, yeah. În mod surprinzător, mi-am dat seama că am o numărătoare. Era să zic că nu am o numărătoare, că nu am calendare advent, adică m-ați văzut că eu nu prea sunt cu calendarele advent, de multe ori luam din alea cu ciocolată în anii trecuți, dar am o numărătoare, mi-am dat seama că am o numărătoare și felul în care număr eu zilele până la Crăciun este cu vloguri, da. Deci așa mi-am dat seama că număr eu zilele până la Crăciun, câte vloguri mai am de făcut, câte zile de postat mai am, în funcție de an, în funcție de cum fac vlogmas-ul, număr, nu știu, mai am atâtea zile de făcut, am făcut atâtea zile și cam așa am număr zilele, da. Poate părea ciudat, dar a devenit și ăsta un sistem de a număra zilele până la Crăciun. Știu că odată am făcut un om de zăpadă cu mama, nu știu dacă chiar s-o întreb pe mama dacă își mai aduce aminte, a venit, dar nu știu dacă de un Crăciun a venit la bunica mea, sau probabil era de un Crăciun, că în general dacă eu eram acolo, de ea de sărbători venea acolo, că era singură aici. Și știu că a făcut un om de zăpadă. Am vrut eu un om de zăpadă și era multă zăpadă acolo, în perioada aia era multă, adică era mare. Țin minte că pe la 5 ani era zăpada mai înaltă ca mine, deci erau nămeți, serioși, nu așa. Acum nici acolo nu mai sunt așa zăpezile cum erau, dar știu că am vrut eu un om de zăpadă și am zis hai să facem un om de zăpadă și nu știu ce și am prins-o într-o dispoziție bună pe mama și s-a apucat să fac un om de zăpadă care era un mamut de zăpadă, adică era cât casa de înalt, era imens. Cred că era într-o duminică chestia asta când l-a făcut sau ceva, pentru că vis-a-vis de bunica mea, dacă vă aduceți aminte și din vlogmesul din 2019, by the way, când am filmat acolo, că e biserica fix vis-a-vis, deci știu că erau oameni la biserică și erau sus urcați la cort, mă rog, nu, la etaj acolo, și că ei au în biserică un fel de etaj de unde poți asiste la slujbă și erau oamenii urcați acolo și în loc să se uite la slujbă, se uita la mama cum făcea omul de zăpadă. Eu eram pe acolo, mă învârteam pe lângă ea, adică n-am contribuit cu nimic, dar știu că l-a făcut imens, deci a făcut, s-a apucat să facă 3 bulgări, care 3 bulgări au ieșit cilindrici, deci nu erau rotunzi, imaginați-vă că erau cilindri, erau așa ca niște tuburi, ba chiar erau goi pe dinăuntru și i-a făcut în așa fel încât ăla mare cu ăla mijlociu de la mijloc erau cam de aceeași dimensiune și capul era imens, capul era, imaginați-vă că era cam cât ar face un om normal partea de jos, atât avea ăla capul. Deci imens, deci l-a făcut imens, era mare, mare. Așa, nu știu cum a putut să-l facă, pentru că cred că a curățat toată curtea de zăpadă ca să facă omul ăla de zăpadă și cred că asta este amintirea mea preferată și v-am mai zis eu de amintirea aia când era mama, bunica mea și taică-miu vitreg s-apucau să împodobească bradul. Eu n-aveam voie să mă ating pentru că spărgeam globurile și n-aveam, aiurea, nu le-am spart niciodată, dar așa, n-aveam voie să mă ating și ei s-apucau să împodobească bradul și începeau să se certe că are cum, că nu acolo, că așa, că panâncă dincolo, că nu știu ce, bradul fiind făcut întotdeauna în bucătărie și mutat după aceea în altă cameră, care ulterior a devenit camera mea acolo. Și pe drum, mutându-l, se pierdeau jumătate din globul. Și iarăși apucă-te și pune-le și ceată, deci când vezi cum merge, care cum merge. Da, e fain. Păi, decorul meu de Crăciun în anii trecuți a fost alb cu argintiu, vreo 2 ani la rând, și alb cu auriu anul trecut. Anul ăsta mă bate gândul să bag un pic de roșu, adică să fie alb cu auriu sau cu argintiu, încă nu m-am decis, și cu roșu. Dar având în vedere că sunt într-o dispoziție din asta de Grinch, s-ar putea să nici n-ajung. Adică până acum mi-aș fi dorit ca
ca casa mea să bubuie, să se vadă de pe lună, să existe multe luminițe, ceea ce nu o să se întâmple. Prin urmare, da, I don't know. Așa că da, deocamdată decorul meu este ăsta. Enjoy it. Că deocamdată doar cu ăsta supraviețuim. Bradul meu va arăta invizibil. Deci invizibil, cel mai probabil va fi invizibil. Mă gândeam, mă bătea gândul, deși nu-mi plac brazii de plastic, așa, și nu vreau să intru în toată teoria aia cu brazii de Crăciun, că în fiecare an am dezbaterea aia cu și lumea nu înțelege. Dar mă gândeam să iau unul din de plastic, doar din considerentul că aș fi putut să-l am deja împodobit pe 1 decembrie când filmam și să vedeați voi vlogul ăsta, să fie gata împodobit și să îl avem aici așa și să nu mai fac gafa de a lua din ăla imens, cum am luat în anii trecuți din ăla, de nu mai aveam loc în casă în el. Nu, deci anul ăsta oricum, dacă ar fi să iau un brad, aș lua unul mai mix, mai potolit, așa, mai gladiol, cum zice Georgiana. Dar pentru moment, nu știu, s-ar putea să fie invizibil bradul meu de anul ăsta. Am deja aici câți am? 4. Cred că mi-ajung. Nu sunt tradiții. Nu pentru că v-am zis, nu știu. În primul rând că nu știu niște tradiții vechi, adică vechi din alea din bătrâni. Nu știu nicio tradiție din bătrâni pe care aș putea să o inserez de Crăciun. Dacă știți tradiții, spuneți-mi, nu știu, în funcție de zonele din care sunteți, chiar mi-ar plăcea să-mi lăsați voi în comentarii tradiții din zonele voastre, că aș fi curioasă să văd. Știu că înainte erau emisiuni la televizor, pe TVR1, parcă și pe TVR2, cu tradiții din diferite zone ale țării, dar eu nu mă țin minte să existe vreo tradiție. Singura mea tradiție de când eram la grădință era că aveam spectacole. Deci eram ocupați, da? Când eram la grădință aveam spectacole de Crăciun și era dita mai spectacolul, nu așa, era cu piese de teatru, cu 4-5 piese de teatru, cu cântat, cu cor, cu balet, cu vai doamne, deci făceam niște producții de te durea capul și pe lângă asta mergeam și la Piserica Ungurească, mergeam să colindăm și aia era partea mea preferată pentru că primeam cadouri. Yes, atunci știu că, nu știu, vreo 2 ani la rând am mers și știu că am primit cadouri și eram așa de fericită și cumva de acolo vine dragostea mea pentru mirosul de portocale în perioada asta. Cel mai simpatic cadou mi se pare ăla pe care și-l dorește omul. Dacă știi ce-și dorește omul respectiv sau ceva care să-i completeze foarte bine personalitatea. Aia mi se pare mie cel mai simpatic cadou, nu știu, eu sunt și amatoare a cadourilor amuzante, știu că sunt mulți care spun, nu, cadourile trebuie să fie serioase, nu, eu cred că pot să fie și amuzante și cel mai simpatic cadou cred că este acela care se potrivește cu personalitatea celui căruia îi oferi cadou sau, nu știu, să știi că și-l dorește. Cel mai probabil foarte puține, pentru că v-am zis că nu am de gând să fac mâncare prea multă. Cu cadourile sunt relativ la zi, sunt ok, sunt rezolvată la ora actuală, deci din punctul ăsta de vedere suntem bine. Ar mai fi câte ceva de completat așa pe la cadouri, dar rest suntem bine. Deci nu foarte multe, bănuiesc că nu foarte multe, având în vedere și contextul, cât mai puțin cu atât mai bine. Să știți că m-am gândit îndelung și intens la întrebarea asta și efectiv nu reușesc să mi-aduc aminte, să pun punctul pe acel cadou care mi se pare cel mai prost ever. Bănuiesc că am primit cadouri proaste, sunt convinsă, pentru că am tendința să atrag astfel de oameni pe lângă mine, nu zic că n-am primit. Dar nu țin minte pentru că efectiv le șterg din memorie chestiile astea, adică am ajuns în punctul în care nu mă interesează, adică eu nu țin socoteala, ți-am dat cadou, îmi dai cadou, ți-am făcut un cadou frumos, tu trebuie să-mi faci un cadou, nu țin socoteala de chestiile astea și probabil dacă am primit un cadou rău, prost sau urât, nu știu, l-am trecut peste. M-am făcut că nu văd sau așa, am zis mulțumesc și am trecut peste și așa, n-am făcut mare caz de chestia asta și de aia nu mi-a rămas în minte. Dar cel mai prost cadou pe care cred eu că l-am făcut și l-am făcut relativ recent și după experiența asta am început eu să mă interesez mai mult de cadouri și să fac ghidurile alea de cadouri. I-am făcut unei colege de la birou, nu știu dacă se uită, doamne, Julie, dacă te uiți, Julie Star, dacă te uiți,
îmi pare rău. Așa, cadou în sine nu era foarte prost. Adică i-am luat o cutie din aia argintie, cum am și eu, de îmi pun diverse bijuterii și chestii în ea, pe care i-am umplut-o cu Kinder Bueno din ăla, că știam că îi place. Și pe lângă i-am mai pus niște bombe de baie de la Nala, pentru că mi-e plac bombele de baie de la Nala, dar am uitat să mă interesez dacă copilul ăla are cadă și n-are cadă. Ah, așa. Și nu m-am revanșat niciodată. Asta mă deranjează pe mine cel mai tare, este că nu m-am revanșat niciodată după cadoul ăla. Și mi se pare, retrospectiv gândindu-mă așa, dându-i cutia aia de bijuterii cu Kinder Bueno, că nu i-am dat suficient. Asta mi se, de-aia mi se pare mie cel mai prost cadou. So, Julie, trebuie să te scot la o cafea într-o zi, dacă te uiți, pentru că... ca să mă revanșez pentru cadoul ăla. Iarăși o întrebare la care m-am gândit foarte intens, pentru că mă gândeam așa, dintre cunoștințele mele și dintre prietenii mei, cui i-aș face eu un cadou și... cred că am ajuns la concluzia că cea care merită cadou, indiferent de un cadou, cu toate că nu și-l dorește și tocmai pentru că nu și-l dorește, este Eugenia. Luând-o așa prin eliminare, cred că Eugeniei aș face un cadou dacă ar fi să exclud, să trebuie să aleg o singură persoană, nu să exclud, să aleg o singură, să fiu obligată să aleg o singură persoană din existența mea, cred că Eugeniei i-aș face cadou, pentru că este genul de om care nu cere niciodată nimic. Întotdeauna când vrei să-i dai ceva, spune nu-ți cheltui banii pentru mine, las, stai liniștită, că sunt bine, eu sunt perfect fericită cu viața mea, nu trebuie să... Nu-mi faceți cadouri, eu sunt ok cu viața mea, sunt așa de happy. Am vrut să-i fac petrecere când am făcut 30 de ani, deci aveam ceva în minte, aveam așa, visam eu niște baloane, niște chestii, niște avioane din astea mari, așa, și mi-a dat planurile peste cap pentru că a zis că nu vrea petrecere pentru că se simte împlinită și mulțumită cu viața ei și e suficient și nu simte că cere prea mult dacă i s-a întâmplat chestia asta și tocmai pentru că este genul ăsta de om, plus că dă foarte mult la toată lumea, deci ea este pentru toată lumea, este în oriunde unde ai avea nevoie de ea, ea e acolo pentru tine. Cred că de aia, cred că ea merită, dintre absolut toate persoanele, cred că ea merită cadouri și dacă îi le dai, dacă îi dai cadouri, și știe să le aprecieze, adică se bucură de ele. Mic, în mod special, știu că există tradiții în anumite familii de a sărbători efectiv Crăciunul, știu că unii în seara de ajun, nu știu, fac anumite lucruri speciale, eu încerc ca de vreo 2 ani să-mi, sau nu de 2 ani, încerc să-mi impun ca în ziua de ajuns să nu mai fiu stresată, să nu mai fiu cu toate lucrurile neterminate și să nu mai fiu împrăștiată în toate direcțiile, pentru că în general ziua și seara de ajuns sunt super haotice la mine și sunt toate neterminate, sunt, trebuie să adun, să fac, să drec, să nu știu ce, și prefer să stau așa, să nu știu, aș prefera să induc ideea de a sta liniștită și relaxată și de a mă uita numai la filme în seara de ajuns. Deci dacă mi-e să ia anul ăsta, mamă, sunt cea mai tare. Cred că trebuie să vină. Cel mai memorabil Crăciun din viața mea cred că trebuie să vină. Încă n-a venit. Încă n-am în 31 de ani, de fapt în 30 de ani, ăsta e al 31-lea, încă n-am întâlnit un Crăciun pe care să vreau să-l repet. Mai ales în ultimii ani. Așa. Deci încă n-am întâlnit, prin urmare îl aștept să vină cu mare drag. Deci vreau să vină la Crăciunul ăla memorabil pe care n-am să-l uit niciodată și sunt convinsă că e pe aici, pe aproape, dar mai durează puțin până ajunge la mine. De-aia zic, nu anul ăsta, dar poate la anul, poate peste 2 ani, habar n-am. Sau poate de la anul încolo toate Crăciunurile vor fi memorabile. Hopefully, dar mi-ar plăcea foarte tare să-mi spuneți și voi, să-mi răspundeți la întrebări. Puteți să răspundeți la întrebările astea și dacă trecem de 1 și nu mai sunt 24 de zile până la Crăciun, puteți să faceți tagul ăsta și pe 29 decembrie, dacă vreți, pe mine nu mă deranjează. Mi-ar plăcea foarte tare să răspundeți și voi în comentarii sau cine vrea să facă clip, please, sunteți invitații mei. Da, nu uitați să dați un like și un share la clip, să vă abonați și să vă activați notificările că, v-am zis, postăm o dată la 2 zile, vă aștept pe 3, un alt clip, vă pup și ne vedem în următorul clip.